De ce are nevoie Constanța de planetariu? De ce are nevoie Constanța de proiectare științifică, de imagini? Proiectare care să contribuie la, să spunem așa, calitatea transmiterii informației către cei tineri sau mai puțin tineri. Din cauza faptului că există un concept nou care se numește edutainment, adică educație plăcută, de la education și entertainment. Adică toate aceste două concepte combină un demers. Un demers de a învăța în mod plăcut, de a ne însuși informații care ne vor folosi, chiar dacă nu imediat, chiar dacă niciodată ca atare, dar ne folosesc în sensul că ne mobilează și ne învață să gândim. Ne învață să înțelegem că lucrurile pot avea și explicații științifice, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru au nu neapărat un rost, nu neapărat doar o finalitate, dar au o cauză și asta trebuie să fie învățată și cunoscută, pe de o parte. Pe de altă parte, Constanța este un oraș care, față de alte orașe mari, plătește tributul unei zone de distracții mai importante, cel puțin estivale, și în consecințe e privit așa de clujeni, de timișoreni, ca o comunitate mai superficială, sau de bucureșteni, sau de brașoveni, sau de sibieni. Uite, Constanța nu a participat la acel concurs în care orașele s-au erijat în viitoare capitale, sau s-au dorit să devină viitoare capitale culturale europene. Constanța nu are un învățământ la nivelul Iașului, la nivelul Târgu Mureșului, un oraș mult mai mic, al Clujului, Timișoara, nu mai vorbesc de București. Ăsta este motivul pentru care eu cred că e nevoie în acest oraș de un input științific, de un input educativ mai important, care să ne aducă într-o poziție mai bună față de celelalte orașe, vis-a-vis de, să spunem așa, IQ. Suntem o comunitate diversă, cea mai diversă, și putem să dăm celorlalte orașe exemple de conviețuire. Exemple de conviețuire între comunitățile armână, turcească, tătărească, între confesiuni diferite. Exemplul ăsta de conviețuire creează și un, să spunem așa, premiza unui eventual răspuns mai nuanțat și mai complex față de provocări. Ăsta este motivul pentru care, după părerea mea, evoluția în sensul dezvoltării științifice a orașului Constanța este binevenită. Noi la Complexul Muzeal de Științe Naturii facem ceva. Universitatea Constanței și Universitățile Constanței de asemenea au făcut mulți pași în ultima vreme. Planetariul este unul dintre pașii dezvoltării imagistice, de a trece dincolo de filmul de science fiction la prezentarea științifică pe o cupolă de tip dom, cum se spune, și dincolo de HD și Super HD până la 4 și 8K. Dincolo de la 3D cu ochelari până la 3D vizibil cu ochiul liber. Toate astea se vor face. Am adus un proiector digital. Firește că există și o reticență vis-a-vis de folosirea unui proiector digital, însă viitorul ăsta este. Vom încerca construirea unui alt planetariu, unei cupole mai mari, care să permită sisteme combinate de proiecție. Practic, mai multe proiectoare construiesc o imagine, inclusiv 3D, vizibilă chiar și cu ochiul liber. Toate astea urmează într-un viitor apropiat și toate astea vor contribui la dezvoltarea unei oferte educaționale și științifice mai importante. Aveam în plan anul ăsta, am renunțat din cauza faptului că trebuie să prefinanțăm un proiect european, că așa se întâmplă, am renunțat la achiziționarea unui telescop. Telescop care ne putea duce în lumea științifică prin posibilitatea de identificare de corpuri cerești. Însă rămâne pe lista de investiții și de la anul îl vom avea. Toate astea le spun din cauza faptului că eu cred foarte mult în știință și cred foarte mult că noi vom fi mai buni dacă vom înțelege mai bine ce se întâmplă în jurul nostru și nu dacă vom fi
timorați, speriați de un, să spunem așa, factor extern nou, imaginativ.